Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de pe vlogul meu. Astăzi o să discutăm despre cum îți alegi corect fotograful de nuntă. Încă de la început trebuie să vă spun că atât în România cât și în străinătate există foarte multe comunități naționale sau locale de fotograf de nuntă. Acești oameni se cunosc între ei, povestesc între ei, sunt prieteni și de cele mai multe ori discută probleme despre breazla fotografilor de nuntă și cel mai important despre cum ar trebui să se raporteze la clienții lor. Deseori mi s-a întâmplat să iau parte la discuții oficiale sau mai puțin oficiale ale colegilor fotografi care aveau o foarte mare problemă și anume faptul că deseori clienții, adică viitorii lor miri, nu știau cum să se adreseze în momentul în care cer o ofertă de nuntă, pentru că majoritatea dintre ei pun accentul doar pe preț și atunci în momentul când solicită o ofertă vreau un preț pentru nuntă în data cutare. Înainte de a discuta despre alegerea fotografului potrivit, trebuie să stabilim împreună câteva detalii de fapt ce înseamnă un fotograf profesionist. Pentru că, după cum ați observat, la noi în țară există sute, poate chiar mii de fotografi de nuntă, pentru că fotografia a devenit un sport național. Acest lucru se datorează în general a doi factori. Primul factor este că pe internet găsești o mulțime de informații despre cum să faci fotografii, cum să prelucrești și așa mai departe și, bineînțeles, și piața de vânzări de aparatură foto este foarte generoasă și găsești camere foto foarte bune la prețuri din ce în ce mai accesibile. Al doilea aspect este faptul că trăim vremuri dificile. Toată lumea încearcă să obțină o sursă suplimentară de venit, de aceea pentru foarte mulți oameni a face fotografie de eveniment se dovedește a fi un lucru simplu, dar care aduce rezultatele dorite. Trebuie să înțelegeți care este diferența între un amator și un fotograf profesionist. Profesionist este acela care are ca meserie full-time meseria de fotograf, da? Adică jobul lui este acela de a face fotografii. Chiar dacă pe lângă jobul lui de fotograf mai are și o altă sursă secundară de venit, el va încerca întotdeauna să investească în cea mai bună aparatură, să învețe cum să o folosească, să își educe stilul, ochiul și așa mai departe, astfel încât el să ofere fotografii cât mai calitative din punct de vedere tehnic, dar care să aibă și un stil aparte, amprenta acelui fotograf. Pentru că nu-i așa, în momentul în care angajezi un fotograf la nuntă, nu angajezi pur și simplu un om care ține o cameră foto în mână și apasă pe un buton, ci angajezi un artist care, în momentul în care trăiește alături de voi ziua anunții, va ști cum să surprindă acele cadre pentru că va simți exact emoția care se întâmplă în acel moment. Ca să fie mai simplu pentru voi, am structurat tot acest video și articolul de pe blog în 10 pași simpli pe care voi trebuie să îi urmăriți în momentul în care doriți să aveți un fotograf exact pe gustul vostru la nuntă. Primul pas este etapa preliminară, etapa în care voi vă gândiți cum ați dori să arate nunta voastră. Pentru că în momentul în care decideți să contactați un fotograf, trebuie să-i oferiți cât mai multe detalii, astfel încât el să aibă o imagine cât mai clară despre voi și despre nunta voastră. Deci, în această etapă, trebuie să vă gândiți, să analizați, să vedeți pe internet sau în alte surse cum arată o nuntă, cum puteți să o faceți pentru voi, cum ați dori ca voi să vă vedeți în cadrul nunții voastre și, bineînțeles, să începeți să stabiliți detalii legate de locație, dată, biserică, restaurant și așa mai departe, inclusiv detalii legate de coloristica sălii, de florile pe care le alegeți, muzica pe care vreți să o ascultați. Ei bine, în momentul în care o să contactați fotograful, dacă îi oferiți toate aceste detalii, el poate să-și facă o primă impresie despre voi, astfel încât să vă cunoască și, eventual, să vă recomande anumite servicii din pachetul lui sau un pachet de bază la care puteți adăuga servicii suplimentare în funcție de ceea ce se potrivește nunții voastre. Al doilea pas pe care voi trebuie să-l faceți este să vă gândiți ce așteptări aveți de la acele fotografii de nuntă. Pentru că este foarte simplu, poate fi oricine care să facă fotografiile, dar acel om trebuie să înțeleagă exact ceea ce vă doriți voi. Dar, ca să știți ceea ce vă doriți, prima dată trebuie să vă gândiți la acest lucru. Și atunci puteți face o listă cu toate momentele nunții, eventual cu ședința foto, cu biserica și așa mai departe și să notați ce vă place legat de acest subiect. Spre exemplu, la ședința foto, poate fi o ședință foto outdoor sau indoor, poate fi în natură sau într-un mediu urban și așa mai departe. Trebuie să vă gândiți în ce manieră va fi rochia de mireasă, ce coloristică va avea costumul, dacă se potrivește sau nu cu o anumită locație, astfel încât să puteți alege în cunoștință de cauză. Bineînțeles, în ziua de astăzi, internetul este plin de tot felul de inspirații, fie că vă uitați pe Pinterest sau pe Instagram și așa mai departe, o să găsiți foarte multe fotografii de nuntă
realizate foarte bine, dar ceea ce o să vă placă vouă cel mai mult în acele fotografii sunt, de fapt, elementele de detaliu, cum ar fi aranjamentele, cum ar fi florile, cum ar fi hainele, lumina și așa mai departe. Deci, trebuie să vă gândiți cum doriți să vă organizați nunta, astfel încât să puteți găsi un fotograf care se pliază pe acel stil. Pentru că dacă nunta voastră va fi, să zicem, una foarte luminoasă, în natură, culori pale și așa mai departe, nu puteți lua un fotograf căruia îi place să fotografieze foarte mult în interior, cu lumină controlată și așa mai departe. Deci trebuie să găsiți stilul nunții voastre, după care trebuie să găsiți fotografi care au în portofoliu acel gen de fotografii cu acel gen de nunți. După ce ați stabilit detalii legate despre locație și stilul nunții voastre, trebuie să treceți la pasul al treilea, în care efectiv să faceți o listă online cu portofoliile unor fotografi. Eu vă recomand ca în această listă să introduceți aproximativ 20 sau 30 de fotografi, bineînțeles urmărindu-i pe paginile lor de Facebook, pe Instagram sau pe site-urile lor. Unde găsiți acești fotografi? Adică bănuiesc că vă doriți pur și simplu fotografi profesioniști, nu amatori. De aceea, dacă dați un search pe Google cu, nu știu, cuvinte cheie, cum ar fi fotograf nuntă Cluj sau Bistrița sau Oradea sau așa mai departe, s-ar putea ca să nu găsiți exact ceea ce căutați. De aceea eu vă recomand să intrați pe site-urile de specialitate, pe comunitățile fotografilor internaționali sau naționali, unde o să vedeți cele mai bune fotografii realizate de cei mai buni fotografi care se întâmplă să fi câștigat și anumite premii cu fotografiile lor. Intrați pe blog și acolo o să vedeți câteva recomandări de site-uri și comunități și, bineînțeles, cu linkurile aferente. După ce ați făcut lista cu fotografii voștri, trebuie să urmăriți portofoliul lor. Adică trebuie să intrați fie pe site-uri, fie pe paginile lor de Facebook, unde să vedeți portofoliul, să vedeți dacă este consecvent, dacă are un stil care îl definește, dacă se observă o evoluție de-a lungul anilor și așa mai departe. Încercați să citiți review-uri, să citiți testimoniale, chiar puteți să întrebați pe anumite grupuri de pe Facebook sau de pe alte rețele sociale despre anumiți fotografi, dacă a colaborat cineva cu ei, dacă sunt ok sau nu sunt ok, pentru a vedea dacă acea listă pe care voi ați făcut-o este într-adevăr cu fotografi profesioniști. Bineînțeles, puteți să eliminați din listă dacă vedeți că nu există o anumită consecvență sau abateri de la stilul fotografului și puteți să adăugați în continuare alți oameni în listă. Am observat de-a lungul timpului foarte mulți miri care merg pe bază de recomandări de la prieteni, adică pe principiul, băi, tu cu cine ți-ai făcut fotografiile la nuntă? Cu X sau Y? În momentul în care voi luați acele recomandări ca fiind bune și pentru voi, s-ar putea să aveți o surpriză. Dacă acelor prieteni ai voștri le-a plăcut acei fotografi, s-ar putea ca vouă să nu vă placă. Chiar dacă ei au fost profesioniști sau făcut treaba responsabil, pentru voi s-ar putea să fie diferit, pentru că fotografia este un lucru foarte subiectiv. Pasul 4 este cel mai important și cel mai ignorat totodată, și anume faptul că voi trebuie să urmăriți acei fotografi cel puțin 8 luni calendaristice. De ce vă spun acest lucru? Pentru că în momentul în care voi intrați, să presupunem, pe pagina de Facebook a unui fotograf și urmăriți postări de anul trecut, de acum 2 ani și așa mai departe, o să observați o anumită evoluție, o anumită constanță și așa mai departe. Ce este foarte important e că în momentul în care voi aveți nunta peste un an sau peste 2 ani, de atunci, de când l-ați cunoscut online, desigur, pe acel fotograf, trebuie să-l urmăriți, să vedeți ce postează, cum postează, ce fotografii face, câte nunți are și așa mai departe. Acest lucru este foarte, foarte important, pentru că dacă voi ați văzut un portofoliu foarte bun acum, s-ar putea ca peste 2 ani, când aveți voi nunta, el să nu mai fie la fel de bun. De ce? Pentru că sunt unii fotografi care pur și simplu doresc să renunțe la meseria aceasta, să lucreze altceva, și atunci ultimele nunți pe care le mai onorează, ultimele contracte pe care le-au semnate, s-ar putea să nu le facă la același nivel, pentru că și entuziasmul lor este foarte scăzut. Dacă, în schimb, găsiți un fotograf care este în plină ascensiune, care dorește să devină din ce în ce mai bun, o să observați în această perioadă evoluția lui, fotografii din ce în ce mai bune. Când analizați evoluția unui fotograf pe această perioadă de timp, trebuie să țineți cont de câteva detalii. Acum este momentul în care voi trebuie să faceți curățenie în lista voastră de fotografi, și anume, trebuie să urmăriți trei aspecte foarte importante. Dacă, să zicem, ați început să-l urmăriți pe acel fotograf începând din luna aprilie sau mai, până prin decembrie, ianuarie, februarie, anul următor, adică un sezon întreg de nunți, o să puteți observa că acolo fotograful postează fotografii din anul curent. În ziua nunții poate va posta o fotografie sau două, poate va mai posta câteva fotografii peste 2-3 săptămâni, un preview, și bineînțeles, după ceva vreme, va posta
toate fotografiile de la nuntă, bineînțeles, toate la nivel de selecție, da? Pentru că nu poți să postezi 1000 sau 2000 de fotografii pe internet. De aceea trebuie să vedeți cât de consecvent este acest fotograf. Dacă cumva o să vedeți că a postat 2, 3, 4 evenimente într-un an, trebuie să vă puneți un semn de întrebare. S-ar putea ca acel fotograf să nu fie foarte căutat de către oameni sau s-ar putea să fie foarte exclusivist. Ce este bine de văzut este că dacă aceste fotografii pe care ele realizează, dar totuși are doar câteva nunți într-un an, acolo s-ar putea să fie ceva dubios, iar eu vă recomand nu neapărat să-l scoateți din listă, dar să vedeți dacă nu cumva peste ceva timp o să posteze mai multe imagini. Al doilea aspect pe care voi trebuie să-l urmăriți este legat de consecvența fotografului. Ce înseamnă consecvență? Adică, dacă fotograful respectiv, să zicem, postează 10 nunți într-un an, trebuie să vedeți ca toate acele imagini să fie la un nivel de calitate asemănător sau ascendent. După aceea, trebuie să vedeți numărul de fotografii pe care le postează, că s-ar putea ca la de la un eveniment să realizeze 50 de fotografii bune pe care să le pună într-un album, iar de la alt eveniment să realizeze doar 5 fotografii bune. Ceea ce înseamnă că fotograful respectiv nu este neapărat profesionist, ci se bazează foarte mult pe noroc. De aceea eu nu vă recomand să vă riscați, că poate o să fiți voi cei care o să aveți doar 5 fotografii bune de la eveniment. Iar al treilea aspect este legat de timpul de predare. Dacă să zicem că a început sezonul de nunți în luna aprilie sau în luna mai, dar fotograful respectiv n-a postat absolut nimic până prin septembrie, octombrie sau poate în luna august, va trebui să știți că acel fotograf predă într-un timp foarte, foarte lung. În general 6, 7, 8 luni de la nuntă. Bănuiesc că veți fi foarte nerăbdători să vă vedeți fotografiile de la nuntă și nu o să aveți răbdare să așteptați atât de mult timp. Vă spun eu sincer, în meseria de fotograf, prelucrarea este destul de greoaie și dificilă. Însă, dacă îți dorești cu adevărat să lucrezi repede și nu ești un leneș, atunci maxim de o lună este un termen rezonabil pentru a preda fotografiile mirilor. Bun, deci trebuie să vedeți că dacă a avut un eveniment în luna aprilie sau în luna mai, maxim în luna iunie, ar trebui să vedeți fotografiile postate pe internet. După ce ați analizat portofoliile tuturor fotografilor timp de câteva luni, este momentul ca voi să rescrieți acea listă. Probabil că după ce ați tăiat câteva nume de pe acea listă, ați ajuns la un număr de maxim 10 fotografi. Acum este momentul să îi contactați. Bineînțeles, contactați pe internet. Eu vă recomand să folosiți mail-ul pentru că este mai profi și poate fi folosit ca dovadă în caz de orice, pentru că ce este scris acolo rămâne valabil. Dacă îi scrieți unui fotograf, trebuie să-i oferiți cât mai multe detalii despre nuntă, exact cum spuneam mai devreme, locație, dată, biserică, restaurant, unde doriți ședința foto, eventual ce servicii doriți de la el, albume și așa mai departe, și nu uitați să spuneți și câteva lucruri despre voi, pentru că este primul impact pe care îl are fotograful legat de voi, de aceea este foarte important să își facă o primă impresie. Să spuneți cum v-ați cunoscut, de cât timp sunteți împreună, ce așteptări aveți de la el. În niciun caz nu cereți o ofertă de preț. Cel mult puteți să cereți un catalog, să vedeți ce fel de servicii oferă, ce albume și așa mai departe, dar nu cereți prețul. În momentul când cineva este interesat din prima doar de preț, s-ar putea ca acel client să nu dea doi bani pe munca fotografului, ci să-l intereseze ca tot serviciul acesta să fie cât mai ieftin. De aceea, lăsați partea de bani financiară la urmă, când puteți să discutați după ce ați stabilit toate detaliile care vă interesează. După ce ați verificat care fotografi sunt disponibili, lista voastră din nou nu o să aibă mai mult de 10 fotografi. Acum este momentul să vă întâlniți cu toți. Eu vă recomand, chiar dacă nu este fotograful din aceeași localitate cu voi, chiar dacă este la 10 sau 100 de kilometri departare, eu vă recomand să faceți o mică excursie și să-l cunoașteți pe acel om personal. De ce trebuie să faceți acest lucru? Pentru că gândiți-vă că în ziua nunții, dacă voi nu v-ați întâlnit cu fotograful deloc înainte, o să stați în fața unui om complet străin care vă fotografiază. Și s-ar putea ca și pentru voi și pentru el să fie destul de incomod acest lucru. De aceea este foarte bine să-l cunoașteți personal, pentru că pe lângă fotografiile pe care le face, prețul pe care probabil îl are, da, și serviciile pe care le oferă, pentru voi este important ca acel om să fie exact pe gustul vostru, să vă fie simpatic, să existe o chimie între voi. Pentru că nimic nu este mai rău decât să stai în fața unui fotograf care este morocănos, care nu vorbește, care nu știe să comunice cu oamenii, bineînțeles și tu te vei simți stingherit. La această întâlnire încercați să aflați cât mai multe detalii despre el, tot ceea ce vă interesează. Probabil o să dureze discuția o oră sau două ore în care o să discutați și de fotografie, dar și despre viața personală a voastră
sau a fotografului. Întrebați-l despre modul în care lucrează, cum procedează, dacă are echipă, cum se îmbracă la nuntă și așa mai departe. Absolut tot ceea ce vă trece prin cap și vi se pare vouă că este relevant să aflați de la fotograf. Tot la discuția pe care o să o aveți face-to-face, puteți să cereți și o ofertă de preț. Fotograful o să vă expună pachetele lui, serviciile și așa mai departe și cât costă fiecare. Voi, în momentul acela, nu trebuie să impuneți niciun fel de preț. Pentru că mi s-a întâmplat și mai de foarte multe ori să vină Mir la mine să-mi spună direct: avem un buget de atât, ce ne poți da în banii ăștia? Lucrul ăsta este destul de dificil, pentru că voi știți deja ce buget aveți, da? Dar nu trebuie să-i spuneți lucrul ăsta fotografului. Lăsați-l să își expună oferta, să vă spună prețurile, după care acasă voi o să analizați dacă într-adevăr se încadrează sau nu în bugetul pe care îl aveți. Și sub nicio formă nu încercați să negociați. A negocia cu cineva este un lucru care poate fi benefic, doar că trebuie să câștige ambele părți. Adică, dacă voi cereți o reducere fotografului, practic voi ați câștigat și fotograful a pierdut. În momentul în care fotograful vă oferă un serviciu suplimentar, dar gratuit, și nu se modifică suma de bani, atunci ați câștigat amândoi. Acesta este principiul unei negocieri corecte. De aceea, încercați să negociați doar în momentul în care luați un pachet mai mare. Să zicem, ați ales un pachet de bază, ați mai adăugat o ședință foto, albume și așa mai departe. În momentul ăla puteți să cereți un mic discount sau poate chiar fotograful o să vi-l ofere din pură inițiativă. După ce ați discutat cu fotograful, încercați să nu bateți palma pe loc, adică să nu semnați un contract pe loc. Cereți o ofertă pentru acasă, cereți un draft de contract pe care să îl aveți, unde să fie scrise toate clauzele și, bineînțeles, spuneți-i fotografului care ar fi termenul până când voi să vă hotărâți. Pentru că, cum spuneam, va trebui să vă întâlniți cu toți cei aproape 10 fotografi, va dura probabil o săptămână, două, trei și așa mai departe. De aceea, spuneți-i fotografului cât este el disponibil să vă rezerve data provizoriu până când voi luați o decizie. Pentru că după ce vă veți întâlni cu mai mulți fotografi și veți cunoaște mai mulți oameni, o să puteți avea o idee mult mai clară despre ei. Și atunci veți lua o decizie. Dar aveți grijă că în momentul în care, să zicem, nu luați acel fotograf, dar nu doriți să-l contractați, dați-i un mail în care să fie răspunsul vostru, chiar dacă este unul negativ. Pentru că omul respectiv va ține data rezervată pentru voi, 2-3 săptămâni sau poate mai mult, și poate în acest timp va fi contactat de către alți miri. Deci, dacă v-ați hotărât după o săptămână că nu-l doriți, spuneți-i lucrul ăsta, nimeni nu se supără. Probabil o să se supere dacă nu-i spuneți. După ce ați ajuns acasă și aveți toate ofertele fotografilor, trebuie să vă creați singuri pachetul. Adică voi știți cel mai bine ce vă doriți la nuntă. Vreți un fotograf? Vreți doi? Vreți albume foto suplimentare pentru părinți, pentru nași? Vreți doar pentru voi? Vreți ședință foto înainte sau după nuntă? Vreți dronă sau așa mai departe? Există foarte multe detalii pe care voi ați putea să le doriți sau să nu le doriți. De aceea faceți o listă cu acele servicii și, bineînțeles, scrieți și prețul total pentru fiecare fotograf. În paralel cu acest lucru, va trebui să citiți toate drafturile contractelor primite de la fotograf. Fiecare fotograf are un anumit proces prin care el își realizează munca, termen de predare, situație financiară și așa mai departe. De aceea, voi trebuie să vedeți că tot ceea ce ați discutat la întâlnirea cu el trebuie să fie stipulat și în contract. Dacă este un contract foarte vag, care are foarte puține clauze, unde nu este specificat mare lucru, nu știți în cât timp vă dă fotografiile, nu știți când se termină contractul, nu știți dacă fotograful respectiv are anumite clauze speciale sau dorințe speciale sau așteptări de la voi, nu puteți ști lucrul ăsta decât verbal, ceea ce nu poate fi luat în considerare, atunci trebuie să vă puneți un semn de întrebare. Trebuie să vă gândiți dacă într-adevăr fotograful respectiv își va respecta toate promisiunile față de voi sau va face cum consideră pe principiul: dacă nu este scris în contract, nu fac asta sau fac aia sau așa mai departe. Deci trebuie să fiți foarte atenți la acest aspect. În contractul respectiv ar trebui să fie multe clauze care țin de modul de organizare a nunții voastre și, bineînțeles, ce face fotograful în fiecare moment. Începând de la detalii legate de situația financiară, cât este prețul total, cât se plătește avansul, care sunt tranșele, după aceea care sunt obligațiile voastre, care sunt obligațiile fotografului, o anexă în care să fie exact oferta pe care voi ați ales-o, cu albume, cu ședințe foto și așa mai departe. Trebuie să fie scrise detalii legate de termenele de predare, ce se întâmplă în momentul în care fotograful nu ajunge la nuntă, anumite garanții, ce se întâmplă dacă se strică un card din aparatul lui de fotografie și se pierd fotografiile. Deci toate aceste lucruri trebuie să fie scrise în contract. Pentru că nu puteți risca că în momentul în care fotograful acela vine la nunta voastră și realizează fotografii, dar voi ori nu le primiți, ori le primiți mai puține și pot fi o mulțime de probleme. Deci totul trebuie să fie scris frumos în contract.
E bine, acum este cel mai dificil lucru de făcut. Pentru că după ce ați analizat ofertele de preț, v-ați făcut pachetul, ați analizat și contractele, probabil că ați ajuns la 2-3 fotografii. Acum trebuie să faceți analiza finală, să vedeți care dintre cei 3, 2, 5 sau așa mai departe fotografi se potrivește cel mai bine pentru nunta voastră. Dacă ați analizat ofertele de preț și vedeți că sunt asemănătoare, dacă au contracte care sunt bune, dar totuși nu vă puteți decide, încercați să acționați pe baza sufletului, a simțului, da? Poate că toți acei 2, 3, 5 fotografi v-au impresionat la discuția pe care ați avut-o cu ei. De aceea eu vă recomand să alegeți în funcție de cum simțiți. Dacă nici așa nu funcționează, luați din nou ofertele, vedeți care este cel mai bun raport preț și servicii pe care le oferă și atunci puteți lua o decizie mult mai pragmatică. După ce ați luat decizia, nu vă rămâne decât să îl contactați pe acel fotograf, să semnați contractul. Aveți grijă ca acel contract să fie exact ca și draftul pe care voi l-ați primit. Da? Pentru că acest lucru este foarte important. Să verificați datele voastre, să verificați datele lui, dacă are firmă, dacă e înregistrată, dacă nu are probleme la NAF și așa mai departe. Da? După care treceți în contract anumite lucruri pe care voi vi le doriți de la fotograf, care nu sunt stipulate acolo. Cum ar fi să fie pus accentul pe anumite detalii, să se fotografieze anumite momente sau altele, să nu se fotografieze. Tot ce vă trece vouă prin cap, puteți să-i spuneți fotograful la această întâlnire. Bineînțeles, înainte de nuntă, va trebui să vă întâlniți încă o dată cu el și să îi reamintiți toate aceste lucruri. Trebuie să vă mai întâlniți cu fotograful vostru până la nuntă, să vedeți ce mai face, cum este, dacă aveți timp, dacă are și el timp, să mai discutați anumite detalii, bineînțeles, ar putea să doriți anumite recomandări de muzică, de flori, de rochie, de mireasă și așa mai departe. Încercați să întrebați fotograful, pentru că de obicei el este avizat să vă dea sfaturi legate de estetica lucrurilor, pentru că lucrând atât de mult în domeniul imaginii, la un moment dat observ care lucruri sunt fotogenice, care se potrivesc, care nu se potrivesc. Deci dacă aveți nelămuriri sau sunteți indeciși asupra unor aspecte legate de nuntă, puteți să întrebați fotograful și el vă va da de obicei cele mai obiective informații. Un alt aspect pe care eu vi-l recomand, bineînțeles dacă vă permiteți, dacă aveți timp și așa mai departe, să realizați o ședință foto save the date cu acel fotograf. Adică să vă întâlniți undeva acolo o lună, două, trei înainte de nunta voastră, să realizați o fotografie în care să vă acomodați unii cu alții. O să vă fie mai ușor în ziua nunții să stați în fața fotografului și bineînțeles el o să-și dea seama mult mai bine care sunt unghiurile voastre bune, din ce parte sunteți mai fotogenici și așa mai departe. Deci, ședința aceasta foto, save the day, este recomandată. Sunt foarte mulți fotografi care oferă gratuit miilor. Dacă vi se oferă gratuit, nu o refuzați sub niciun motiv. Vă ajută foarte mult. Plus că aveți și fotografii drăguțe pe care să le împărtășiți cu prietenii voștri în mediul online. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și aștept răspunsurile voastre în comentarii. Fie că aveți altă părere decât mine, fie că sunteți de acord, vă rog să-mi spuneți în comentarii tot ceea ce credeți despre acest subiect. Salutare!